Există așa ceva? Deci cuvinte cu vibrație înaltă pe care le putem folosi în conversațiile cu ceilalți pentru a ne mări și noi vibrația și pentru a ne conecta mai bine cu ei? Vorbesc prostii? Nu, este absolut minunat. Și întrebarea este foarte, foarte bună. De fapt, asta este cheia. Cheia regăsirii de sine. La ce te conectezi? Ați adresat mai devreme o întrebare, cum ne întoarcem? Este doar pentru unii sau pentru toți? E pentru toți? Depinde foarte mult de modul în care ne punem în valoare suflul de viață. Pentru că, așa cum spune de la hermetici, da? Hermetismul, de la Hermes Trismegistus, plecând de la acea linie, unde ți-e energia, unde ți-e atenția, ți-e energia. Da? În momentul în care aleg, setez o intenție, întotdeauna în spatele fiecărei acțiuni, prin gând, vorbă și faptă, sau radianța din inimă, că sunt patru metode de creație, primul pas este intenția. Am setat o intenție, după care mențin o atenție. Unde mi-este atenția, mi-este energia. Dacă atenția mi-este pe un cuvânt, iar cuvântul este înzestrat în spate cu acea bogăție despre care vorbeam mai devreme, în momentul acela se produce o canalizare între mine cuvânt. Cuvântul este doar ca o poartă de intrare. De fapt, el mă conectează instantaneu ca un router exact la spațiul de unde a primit înzestrarea. Dacă vine cineva, aveți un coleg, da? Și vine și vorbește despre iubire. E un cuvânt gol. Pentru că el nu este conectat la iubire. Da? Dar dacă vine iubitul dumneavoastră și stă în fața dumneavoastră și vă iubește din toată inima și zice, te iubesc. În momentul acela simți că în interiorul tău parcă a intrat un efluviu de lumină și iubire. Da? Cuvântul și orice simbol sunt porți. Ăsta e motivul pentru care recomand. Ați menționat mai devreme ce am făcut. Pot să zic că am făcut aproape tot ce înseamnă, vorbesc acum un pic de Reiki și asta o să demitizez un aspect care ține de Reiki. Reiki folosește simboluri. Anumite simboluri sunt declarate că te conduc undeva. Întrebarea este unde te conduc. Dacă nu ești conștient unde te conduc, e posibil să intri într-un mare impas. Da? Din practica mea, și spun că sunt maestru pe multe sisteme de Reiki și Grand Master, care este excelența la Reiki, am toate nivelurile. Vreau să zic că în momentul de față nu folosesc decât un singur simbol care este cel mai puternic decât toate, care este, nici măcar nu este văzut, nici măcar nu este validat, nici măcar nu este privit și care, acum cei părtinitori să zică, a, nu, vorbește, se întoarce la ortodoxism. Nu, vorbesc despre o structură geometrică care se află în constituția structurilor de câmp care ne formează pe noi. Care este crucea? Vorbim de o cruce tridimensională. Nu există, eu cel puțin, din tot ce am lucrat, nu am găsit un simbol mai puternic decât crucea, apropo de simbolistică. În momentul în care mă conectez la un simbol, este o poartă. Întrebarea este, unde este conectat acel simbol? Care este, unde mă duce poarta respectivă? E posibil să deschid o ușă și deodată mă trezesc că sunt vidat la nivelul câmpului meu, dar pentru că în câmpul meu, cel mai apropiat de mine, sunt câmpul de familie, acea energie de familie este aspirată și dusă într-un spațiu în care se presupune că ar exista o prezență care mă ajută. Care mă ajută să crez la nivel de familie. Dar de fapt este o mare păcăleală. Sunt foarte multe curente care vă aduc fel de fel de chipuri, de simboluri, care vă conectează și vă pune, conectați-vă la tipul ăsta de simbol, imaginați-vă într-un fel sau alt. Și vă duc într-un loc care nu este despre viață vie, despre a ajunge la... despre sănătate, despre abundență, despre conectare la adevăratul Dumnezeu. Spun aceste lucruri pentru că pe drumul meu m-am întâlnit cu aceste situații și m-am reinventat și din punctul ăsta de vedere pentru că aveam sentimentul că am făcut atât de multe cursuri, știu atât de multe. După ce am avut o anumită experiență care m-a trezit și care a fost extrem de dură pentru mine și revelatoare, am ales să rup absolut toate diplomele, în afară de câteva. Cele de Sfântă Șoaptă, da? Sunt terapeuți care vindecă prin Sfânta Șoaptă, da? Diplome de conectare, reconectare, Theta Healing și tot felul de alte cursuri, n-am păstrat tot ce însemna simbolistică pe care nu o poți defini. Și a tuturor celor care vin la workshop le recomand, nu folosiți decât ceea ce cu adevărat vă creează o stare de bine. Dacă folosiți un simbol și ați văzut că sunt oameni de la Reiki care ajung la mine și sunt praf din punct de vedere sistem energetic, praf din punct de vedere emoțional, sunt inițiați și după aia sunt devastați complet.
Pentru că se conectează la tot felul de ființe din planuri ascunse, care nu fac altceva decât să videze pe linii de familie tot ce înseamnă suflu de viață. Și ajung la mine, după care trebuie să îndepărtăm acele ființe din câmpul de familie. Copiii nu mai ascultă, urlă, țipă, nu se descarcă, descărcări nervoase, familia, apar cancere. Știu că vă spun un bazm aici. Este un bazm real care se întâmplă în viața de zi cu zi.